Din păcate, românii consumă prea puțin pește în raport cu recomandările făcute de toți medicii nutriționiști. Potrivit datelor organizației RoFish, românii consumă mai puțin pește decât înainte de 1989, cauza prețurile mult prea mari. Deși avem la dispoziție, în funcție de sezon, aproape 250 de sortimente de pește în diverse forme, românii nu prea sunt fani ai acestui aliment. Ce-i drept, peste 70% din oferta actuală provine din acvacultură, ceea ce presupune o modificare de gust, textură și proprietăți nutriționale comparativ cu peștele pescuit. Chiar și așa însă, avem de unde alege pește de calitate, ieftin și sănătos. Trebuie doar să ne informăm corect și să vrem. În cadrul speciilor de apă dulce, bibanul și păstrăvul ca fiind printre cele mai sănătoase opțiuni, cu un accent deosebit pe păstrăvul cenușiu. Este bine să fiți atenți și să nu exagerați cu consumul peștilor grași. Așa arată un top: macrou, sardine, anșoa, herring, somon, păstrăv. Scrumbia este considerată cel mai sănătos, ceea ce poate fi găsit în apele României. Cu un conținut redus de colesterol și o bogată sursă de nutrienți esențiali, scrumbia este aleasă tot mai des de către cei ce își doresc să mențină o dietă echilibrată și sănătoasă. În urma unei analize a conținutului de grăsimi din diferite specii de pește, au fost identificate cele mai slabe tipuri de pește, cunoscute pentru conținutul lor scăzut de lipide. Printre acestea se numără merluciu, cod, știucă, șalău, chefal, roșu și rândunică de mare, fiecare având între 0,3 și 1 grame de lipide. Aceste varietăți sunt perfecte pentru cei ce își doresc să urmeze o dietă sănătoasă și echilibrată, deoarece pot fi consumate în cantități nelimitate, oferind o sursă bogată de proteine și nutrienți esențiali, relatează spynews.ro.